Și salariile în timpul ăsta s-au mărit și ele? E, nu, aici este problema că salariile tot au rămas pe loc. O mică diferență, să zicem că ar fi, dar aproape nesemnificativă. De exemplu, în 2017, când am venit, luam, să zic așa, eu spun direct că nu mă feresc de nimeni, doar muncesc pentru banii ăștia, aveam un salariu undeva de 2000 de euro, 2100 de euro, iar acum suntem la o medie de 2200-2300, adică n-a crescut foarte mult, nu este o mare diferență. Bineînțeles, aceste sume eu vreau să le explic pentru cei care nu știu, care nu au habar de Italia și aud pentru prima dată aceste vorbe. Când se spune salariu, de exemplu, eu spun 2300 media, dar separat mai sunt al 13-lea și al 14-lea salariu, care să ia, de exemplu, al 14-lea să ia în luna iulie, un salariu în plus, cum ar veni, iar al 13-lea să ia în luna decembrie. Din nou un salariu în plus, după care, bineînțeles, concediu plătit și așa mai departe. Dar, cum spuneam, mare diferență în acești 7 ani la prețuri, la mâncare, la combustibil, la haine, la toate, se vede diferența, că s-au scumpit, dar salariile foarte puțin au crescut.